ați venit! Bună! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmez alături de Cristina. Pe Cristina ar trebui să o cunoașteți de pe blogul chrisplusina.ro. Am zis bine? Da. Așa. Ea mă ajută de ceva vreme cu blogul și astăzi vrem să facem un film împreună. Să vi-l arătăm un pic și pe asistentul care ne-a ajutat foarte mult să ne... Iată dacă pe el îl focalizează. Așa. Ne-a ajutat foarte mult astăzi cu filmatul Raffaello și astăzi filmăm despre cadouri de Crăciun, despre The Body Shop, pentru că amândurora ne place brandul The Body Shop și hai să povestim întâi de ce ne place The Body Shop, nu? Da. Și tu prima dată. Este un brand pe care îl știu de foarte mulți ani. Au niște arome foarte mișto la produse. Da. Și un lucru iarăși foarte mișto la ei este că nu testează pe animale. Și ei nu sunt în faza aia cum sunt acum toți la modă, că dacă observa toată lumea că nu testăm pe animale, ei fac chestia asta de mult când încă nu era o modă. Da. Așa. De cât timp cunoști tu brandul The Body Shop? Să mă gândesc, cred că de mai mult de 10 ani. Mai mult de 10 ani? Ei, eu am și mai mult decât tine. Eu de vreo 20 de ani. Eu aduc aminte, în facultate am primit la un moment dat un cadou de la cineva din America și pe sacoșică era scris mesajul "If you think education is expensive, try ignorance." Și mi-a rămas chestia aia atunci în minte. Și apoi când a apărut primul magazin în București, Mall Vital, cum ar veni așa, mi se părea destul de fancy. Pe vremea lucram și eu în prima mea mare corporație, aveam și eu primul job de corporatistă și persoanele mai cu salarii mai mari își permiteau să ducă să-și cumpere de acolo. Eu eram mai la început, dar în timp prețurile s-au mai adaptat și mai ales în momentul când au apărut tot felul de formate mini ale produselor, am început și eu să cumpăr The Body Shop. Da. Să vă mai spunem ceva, asta este primul nostru clip împreună, nu? Da. Și pentru tine, parcă... Este primul meu clip pe YouTube. Da, deci este pentru prima dată când Cristina apare într-un clip pe YouTube, iar pentru mine, din ce am văzut, este o rețetă a succesului, pentru că din momentul în care tot am început să filmez cu cineva, mai ales cu persoane mai tinere, că așa se întâmplă, a început să-mi crească numărul de abonați. Bun, hai să vedem cadourile. Ce le arătăm prima dată? Aș începe cu The Frosted Plum? Da. Unde am pus The Frosted Plum? Este la mine, The Frosted Plum. Bun. Este o prună uriașă. Este o prună uriașă. Vedem dacă o să ne și focalizeze minatul aparat. Da, este un set cadou ca un glob, zic așa, pam, pam. Da, cred că vă trebuie un braț. Grăsan. Solid ca să țină chestia asta. Dacă nu, efectiv îl poți folosi ca și obiect de decor. Mi se pare foarte drăguț. Așa, hai să vi-l desfac eu. Desfă-l tu. Ea este domnișoara inginer și ea se ocupă de chestiile așa mai... Așa cu tehnica. Și înăuntru arată așa, are și o hârtie neagră elegantă și sunt 4 produse. Ia și tu 2, eu 2, tu 2. Sunt în total 4 produse. Eu am aici am un unt de corp și un scrub. Sunt în format mini și tu ce ai acolo? Un gel de duș și o cremă de mâini. Ia să vedem. Cred că acum focusul mă iubește pe mine. Da. Să încercăm mai de aproape, poate, cine știe. Tot pe tine te place. Dar să știi că mai pățesc așa cu camera uneori, ca... Uite, acum mă place pe mine. Ia să le arătăm toate împreună. Experimentăm și noi astăzi cu un obiectiv nou, așa că contăm pe înțelegerea voastră. Camera, da. Crema de mâine. Ca idee, sunt 4 produse într-un glob. Da. Cadoul este undeva în jur de 160 de lei. Mi se pare că arată și foarte bine. Și merge făcut cadou. Sau dacă nu, să vi-l cumpărați chiar voi. Eu mi-l și imaginez pe ăsta rostogolindu-se pe aici pe parchet împins de Raffaello. Bun, hai să vedem ce mai avem la tine acolo. Să le aranjez frumos. Trebuie să vedeți acum ce vine. Da. Este un set pe care nu puteți să-l cumpărați voi personal. Îl primiți la achiziții de 300... De minim 350 de lei. Da, și online și în magazine.
Și conține mai multe măști și asta e un... de asta, cum se cheamă? Bentiță. O bentiță. Stai așa că o să încep eu să le desfac pe aici. Înăuntru sunt o grămadă de monodoze de măști faciale. Deci am văzut 3 din fiecare. 6, 7, 8, 9. Sunt 9 măști. Da. 9 doze. Acolo și cu japanese matcha tea. Așa și cu cordeluța. Arată tu cordeluța. Da, asta e foarte interesant. Cred că asta ar merge purtată și la un carnaval ceva, dacă, adică fiul meu ar purta-o. Și cred că m-aș prosti și eu la un moment dat într-un clip cu așa ceva. Bun. Deci dacă cumpărați de minim 350 de lei, primiți acel set cu iepuraș cadou. Hai să vedem ce a mai găsit Cristina pe acolo. Trecem la make-up? Hai să trecem la make-up. Să trecem la make-up, palețica aceasta, We Rule the World. Cristina, să știți că este și ea pe aici, că la un moment dat dispăruse din cameră. E aici lângă mine, dar până ne obișnuim să filmăm amândouă. Așa arată paleta. Și farduri de ochi, precum și ceva iluminator. Și dacă nu mai știu, parcă ăsta era ruj. Nu zic o prostie, da. De ceva mai... Da, este și ruj. Deci acesta este ruj, acestea sunt farduri pentru ochi și acesta este un fel de iluminator, blush, something. Are cam tot ce aveți nevoie pentru machiajul feței, deci și ochi și buze și iluminator și blush. Bun, ce mai avem acolo? Un liner care are două... Uite că a focalizat. Ah, uite cum a focalizat. Da, da, și are un capăt. Un capăt ca o, cum se cheamă, carioca. Liner, da, normal. Da, așa, clasic. Și are și un capăt care este, de fapt, ca o steluță. Și dacă voi o să se vadă în clip, dacă nu o să facem poză, pentru că... Dacă nu o să inserăm noi în film și o poză, dar ești o ștampiluță sub formă de steluță, asta. Adică dacă aplicați pe ceva cu farci, vă puneți pe față, vă aplicați pe față, iese efectiv steluțe. Bun. Da. Ce mai avem aici? Un set în formă de buze, da, care arată foarte bine. The Body Shop a colaborat și cu un designer, House of Holland, și a făcut genul ăsta de ambalaje cu buze, să zic așa. Ăsta e un set pe care găsesc în magazine. Sunt de fapt niște rujuri lichide cu un pic de efect mat și sunt nuanțele astea care se poartă acum, ori foarte închise, ori foarte beige, nude, nu știu cum să le spun, ceva de genul ăsta. Bun. Așa. Că trebuie să vă arăt ce am eu aici. A mai venit și Panda. Ia, poți să-l prindi și tu pe Rafaelu? Deci nu vreți să știți, noi am prăștea produsele pe jos și... Hai să-i ridicăm mai sus ca să se vadă ei în locul nostru. Oh, ce scumpi sunt! Grăsanilor, când o să deveniți părinți? Mai repede, că vrem pui. Hai să-i lăsăm să plece. Și cred că mai avem cadou pentru domni. Da. Avem cadou pentru domni și imediat vom avea surpriza pentru voi. Da, este un... Shave Away Kit. Da, hai desfăr ca să vadă fetele, de fapt, și băieții. De fapt, fetele care vor cumpăra pentru băieți, că... Cam tot, da, noi le cumpărăm cadourile și lucrurile. Arată așa. Și înăuntru este o cremă de bărbierit. Așa și un... Și un pămătuf. Pămătuf. Mie chestia asta credeam că nu o să o mai văd prin băi, dar am observat și la bărbați foarte modern în ultima vreme că folosesc așa ceva. Pentru că, nici am înțeles, e cel mai simplu mod de a se bărbieri. Bun. Și hai să vă arătăm surpriza pentru voi. Este o cutie mare, 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 mare. Este cadoul pentru voi. Hai să luăm să-l desfacem. Și este un cadou mare, 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 mare. Și aveți în el tot ce vă puteți dori, cred că de la The Body Shop. Gel de duș, body mist, body mist, cremă de mâini, unt de corp în format mare, scrub. Premiul acesta o să ajungă la cineva cu aromă de căpșunele. Da. Păi mi s-a făcut poftă, apropo, n-am filmat, dar n-am mâncat înainte de acest film. Da. Și premiul o să ajungă la cineva dintre voi. Condițiile sunt jos în descriere. Da. Îl lăsăm o săptămână?
Da, o săptămână. O săptămână va dura, va trebui să-i dați like și paginii ei. Cristina, mai filmăm împreună? Ce zici? Ți-a dispărut trapul? Dacă îi mai băgăm și pe Rafaelo și pe Panta, ne relaxăm și mai mult. Bun, asta a fost tot clipul. Înscrieți-vă și la concurs și până la viitoare să fiți sănătoase și foarte frumoase! Ce a drăguț despre premiu este că în interiorul cutiei sunt aici tot felul de litere și puteți, ai zis tu să ghicești cuvinte? Da. Așa. Bun. Și deci așa e cutia și înăuntru capacul puteți să vă faceți și ceva jocuri cu cuvinte și așa mai departe. Mai voiam eu să vă spun ceva. În fiecare an The Body Shop, bine, cred că ați observat, ei fac o grămadă de campanii și sunt implicați tot timpul în ceva. Pe lângă campania lor faimoasă, Unreach Not Exploit, și mie asta mi-a plăcut întotdeauna la ei, am și urmărit multe clipuri despre ce fac ei și anume, mi se pare o chestie foarte fair. Adică ei au ingrediente din comunități unde oamenii nu au foarte multe posibilități materiale, dar le dă posibilitatea să muncească și ei să-și câștige din propriile lor mâini. Nu chestia asta tot timpul să așteptăm să vină elicopterul să ne arunce mâncare și perne. Adică le dă lor posibilitatea să crească nucile alea din care se face uleiul de argan, toate fructele astea. Asta îmi place foarte mult. Și pe lângă asta, pentru că acum există o problemă reală cu cei refugiați, și cred că știm cu toții că ne afectează. Ei au făcut o campanie acum, deci fiecare cadou de acest gen care va fi cumpărat în această perioadă, din prețul acela, The Body Shop va dona pentru o campanie Play for Peace. E o campanie făcută de o fundație foarte mare care încearcă să ajute copiii refugiaților să scape de aceste traume prin joacă și fac ei tot felul de acțiuni în acest scop. Și mi se pare o campanie foarte mișto, așa că dacă o să cumpărați cadouri la The Body Shop, acolo o mică parte din banii pe care i-ați plătit o să ajungă și în aceste campanii. Mai exact. Am prins. Dați un pic de vlog, e prea simpatic. Băi, tu vrei să ne strici setup-ul aici? Așa.